Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre controlul calitativ al vânatului întreg, iepurii și în special păsările, vânatul mic, se procură în majoritatea cazurilor întregi, adică cu blană sau penaș și organe interne. Vânatul mic se vinde sub această formă deoarece pămpuși care se răcește în interval scurt, astfel că eviscerarea se poate face și mai târziu, în special iarna. La vânatul întreg se va urmări integritatea, aspectul exterior, starea plăgii de împușcare, prospețime, leziune cauzate de bolea, se vedea capitolul bolii. Integritate. Prin integritate trebuie înțeles prezența tuturor părților componente ale corpului ca trunchi membre, lipsa unor porțiuni din corp care trebuie privită cu rezervă și controla bine restul de corp și în special carnea. Este probabil că aceste porțiuni să fi fost înlăturate cu un scop și anume să îndepărteze leziunea unor boli dăunătoare sau de alterare. Aspect exterior. La exterior se va observa cu atenție părul și penele luciuși coloritul, cum și uniformitatea de acoperire a corpului. Lipsa acestora pe regiuni mai mult sau mai puțin întinse, murdărire cu noroi sau prezența petelor mari de sânge indică o recoltare necorespunzătoare sau o stare de prospețime relative. Se admite murdărirea cu noroi pe picioare și lipsa părului pe zona plăgii de împușcare. Umflare sau bombarea abdomenului indică prezența de gaze rezultate din scompunerea conținutului tubului digestiv. Scurgere de chei și de sânge de culoare brună pe cioc, nări sau din plăgile de împușcare este un indiciu asupra vechimii vânatului. Cu cât acesta au o culoare mai murdară și un miros mai respingător, cu atât vânatul este împușcat de mai mult timp. Starea plăgii de împușcare. Plăgile de împușcare trebuie să fie curate, nemurdărite cu pământ sau cu conținut al tubului digestiv. Plăcile din regiunea abdomenului determină revărsarea conținutului gastrointestinal, murdărirea și infectarea cărnii cu microbi. Cele din regiunea capului și șoldului spinării depreciază în cea mai mare parte calitatea cărnii. Plăgile de împușcare ale unui vânat proaspăt au margine îngroșată, uscate, cruste de sânge și nu au niciun miros neplăcut. La un vânat vechi, plăgile de împușcare au margine umede, țesuturile desfăcute de lichid sau bule de gaz și totdeauna un miros respingător. Vânatul recoltat are o vechime cu atât mai mare cu cât mirosul neplăcut al păgilor persistă după ștergerea secrețiilor din plaga îndepărtării țesuturi murdare cu ajutorul unei lame de cuțit sau tampoane de vată tifon cârpe curate. Prospețimea. Prospețimea unui vânat întreg se stabilește în primul rând după ușurința cu care se smulg părul și penele. Cu cât acestea se smulg mai ușor, cu atât vânatul este mai vechi. Precizăm că este greșit a se aprecia starea de prospețime a vânatului pe aspectul pielii și ușurința de smulgere a părului din zona abdominală, deoarece aceste zone mai intră mai repede în procesul de descompunere din gazele degajate de intestin. Din acest motiv, chiar și la un vânat proaspăt, părul sau penele se pot smulge foarte ușor de pe abdomen. Stabilirea prospețimii vânatului și în special integritatea cărnii se va urmări prin palpare, constatându-se prezența sau absența de gaze sub pielea fracturilor de oase, de asemenea rupturi și striviri întinse de mușchi. Tot prin acest procedeu se urmărește depistarea de noduri, colecții de poroi, localizarea în diferite zone și straturi musculare din corp. O smulgere ușoară a părului a penelor, prezența de gaze sub piele și în straturile musculare a petelor de culoare verzui albăstrui în profunzime și la suprafața pielii, cum și o umiditate crescută sunt semnele caracteristice unui vânat vechi sau defectuos conservat. Carnea de la un astfel de vânat este o calitate inferioară, putând fi chiar dăunătoare organismului uman. Aceste aprecieri, în cazul când nu sunt expresive, trebuie să fie completate și cu alte probe a se vedea capitolul prospețimea cărnii. Aici mă refer la diferite norme interne legate de cum apreciezi carnea vânatului, diferite cărți și așa mai departe. În cazul meu, vă referiți la celelalte, mă refer la celelalte videoclipuri din, pe care le-am înregistrat. Puteți să le vedeți, sau are legătură cu ce zic acum. La păsări, prezența de gaze sub piele poate avea origine pulmonară, iar ar vântu cu păr și abdominală. Totodată, însă, gazele rezultate din descompunerea au miros smilscător neplăcut. Indiferent de miros, zonele de carne în care au pătruns gazele de origine digestivă, intestin, stomac, vor fi îndepărtate de restul de carne și retrase din consum. Gazele acestea întrenează și transmit în carne o floră microbiană dăunătoare, un miros neplăcut de conținut intestinal și un colorit deosebit de restul cărnii. Apoi se va urmări aspectul și integritatea globilor oculari, criteriu valabil și pentru vânatul cu păr a ciocului. Starea de întreținere, calitatea cărnii este mult influențată de starea de întreținere, de îngrășare a vânatului. În general, la vânat, grăsimea se depune sub piele, între fibrele musculare se găsește în cantități mai mici decât la animale domestice. Din această cauză, prepararea cărnii de vânat necesită pânare cu slănină sau ungerea cu grăsime. O carne lipsită și de această cantitate mică de grăsime este de calitate inferioară, se conservă, se prepară mai greu și este mai puțin hrănitoare. Starea de întreținere se apreciază după modul în care mușchii îmbracă spațiul dintre aripile sau apofizele laterale și dorsale ale vertebrelor din zona lombară și ale și din zona ultimelor coaste spate.
Aprecierea se va face prin palpare, stabilându-se cu acest prilej consistența cărnii și depărtarea pielei de vârful aripioarelor sau oaselor. Existența unui gol, prezența sub pielea aripioarelor oaselor, precum și a unei cărni moi, indică o carne de calitate inferioară, un vânat slab. La păsări, aprecierea se face pe modul în care mușchii pieptului îmbracă carena, osul pieptului. Cu cât zona pieptului este mai bombată, cu atât vânatul are întreținere mai bună. La faza în prepeliță puternică și mai puțin la restul de specie, aprecierea stării de întreținere se poate face și pe întinderea statului de țesut gras sub piele din zona de legătură a aripilor de corp. Cu stimă și respect față de persoanele care mă videoclipul, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!